Este 7:20. Șurubel este plasat, este la fața locului. Vulturul roșu. Vulturul roșu e pe scala. Ești pe scala blocului. Facem primul wake-up call. Pe bune. La fața locului, l-am trimis pe Șurubel acasă, la Cristi Stanciu. Este omul care urăște cel mai mult diminețile dintre toți oamenii pe care îi cunoaștem noi. Șurubel, totul este pregătit, da? Încep să intru acum. Săracu Stanciu. Mie frică pentru ce urmează. Suntem gata. Hai. Intrăm. Emoții. Totul este pregătit. 3, 2, 1. Și Cristi Stanciu, are you ready? Tomorrowland is here for you. You're live on Virgin Radio. 1, 2, 3, 4. Vai de cap meu, săracu băiat. Bună dimineața. Bună dimineața. Ce faci? Eu dorm, tu? Ai în boxe și pe colegii noștri Bogdan, Ionuț, Alexandra. Bună dimineața, da. Și vouă. Bună dimineața, Cristi. Ce faci, Cristi, cum ești? Bine. Nu pare așa. Din voce nu pare prea bine. Da, nu intenționam să pic din pat așa de vreme. Eu nu știu dacă să mă așez lângă el sau nu. Este în boxe din momentul ăsta. Doamne, ce față ai. Ce față ai, ce frumos ești. Guys, să știți că vă aude și pe voi. Da, am auzit că n-aude și până eu. Mai asta a fost să... wake-up call-ul de joi, nu? Mai ține-te wake-up call-ul pe care urma să-l facem cuiva acasă, in real life? Da. Și cred că ai anunțat. Asta, am zis. Da. Deci, ai anunțat și tu la radio, bravo. Săracul Cristi. A vorbit despre wake-up call-ul care urmează să-i se întâmple neștiind cu el facem. Doamne, deci abia aștept să vedeți filmulețul, să vedeți ce față ciufulit are Cristi Stanciu în momentul ăsta. Ce a făcut? A sărit din pat? Sau cum a reacționat? Nu, n-am sărit. S-a ridicat. Ușor, adică nu m-a speriat. Foarte calm, pare un pic sfârșit, pare așa că ar putea să cadă din picioare. Țineți-l bine, da? Să știi că te-am trezit cu setul din Martin Garrix de la Tomorrowland 2017. Mulțumesc frumos. Tu în pantaloni și te adormi de obicei? Da, m-am adormit azi noapte. Ce pantaloni? Okay. M-am adormit la serial. Are niște pantaloni scurți. Ce culoare e asta? Ocru. Ocru. Știi ocru? Nu. E undeva între verde și fucsia. Gri. Băieți, sunt gri. Bun. Bine, hai. Da. Rămâneți acolo, beți o cafeluță și ne auzim la telefon mai târziu, da? Da, mie că mă culc și aici un pic. E patul ăsta așa moale, mă, guys. Vezi să nu-ți dea Stanciu somn. Mamă, după... Restorist, după râsul ăsta nu e de bine, da. Bine, am făcut primul wake-up call la fața locului. Până un alta, Șurubel nu a pățit nimic, fizic vorbind, dar încă este timp. Noi ținem pumnii, noi avem degetele încrucișate. Poate ne-l bate și nouă cineva. Și nu uita, dacă vrei să fii complicele nostru la un wake-up call pe bune, direct în emisiune acasă la cineva, virginradio.ro/wake.